să vă spun în primul rând filozofia, cum abordează guvernul în momentul acesta. Deci noi ne pregătim pentru prima rectificare bugetară pe 2017. Păi este prima rectificare. De obicei se făcea luna august, luna septembrie. Până la sfârșitul anului va mai exista o rectificare bugetară, cea care va închide anul 2017. Așa se întâmplă, așa e normalitatea. Ca să câștigăm timp, pentru că nu putem începe cu rectificarea până nu ne vin cifrele și cifrele ne vin de la execuția bugetară de la fiecare minister, cât și colectarea de la ANAF, ne vin în jur de data de 5 septembrie. Și să câștigăm timp deja de săptămâna aceasta în sediul Guvernului, împreună cu reprezentanții ai Ministerului de Finanțe, a celor de la statistică, am început să facem proiecția bugetară pe 2018. Deja avem și o schiță, certitudine, ne vom încadra în cei 3% asumați și pe anul 2018. Va fi un PIB mai mare și în anul 2017 PIB-ul va fi mai mare decât cel preconizat și credem noi din cifrele care le-am văzut și din creșterea economică mai mult ca sigur și în anul 2018. Este normal că au pornit discuții pe absolut toate sectoarele unde guvernul a găsit deficiențe. Cum este colectarea TVA-ului? S-au luat și măsuri de organizare la ANAF. Vom vedea cifrele care închid augustul și mai departe guvernul va lua o decizie împreună, normal, după o consultare cu alianța PSD plus ALDE. Ce probleme sunt la colectarea TVA-ului? Problemele s-au colectat mai puțin TVA. Ce sumă în jur de 8 miliarde. Dar nu este o... Deci nu e o sumă care noi am pitit-o sau a pitit Ministerul Finanțelor. Nici o sumă care a ieșit din alții, din ritmul altor ani. Dar datoria unui guvern responsabil și a unei alianțe responsabile este să găsim soluțiile ca această deficiență să fie cât mai repede remediată sau cu măsuri care să aibă un impact cât mai mic asupra agenților economici. Aici venind cu discuția cu TVA split. Și în acest moment se fac în continuare simulările. TVA-ul split, gândiți-vă că firmele aflate în insolvență sau în faliment, totuși statul român, măcar banii lui, deci TVA-ul sunt banii noștri ai tuturor. Este o taxă care se strânge separat. Nu pot să colectez TVA-ul, să intri în insolvență și statul să nu-și recupereze nici măcar TVA-ul. Deci, pentru aceste societăți trebuie luată o măsură. Și este o măsură responsabilă și normală. Oricum nu va avea o aplicare pompieristică. Vom începe benevol, cei care vor accesa acest sistem de plată și de colectarea TVA-ului split se va face, vor avea anumite bonificații din partea Ministerului Finanțelor, se va face de la, cel mai probabil de la 1 ianuarie, dar decizia finală se va lua după ce vor veni cifrele de la ANAF până pe luna august. Poate nu mai este cazul, poate s-au remediat. Oricum, s-a depășit planul și în luna iulie și din ce cifre avem până acum, se va depăși planul la ANAF și în luna august. S-au luat anumite măsuri și la vamă și se vor mai lua. Este un plan, doamna noua șefă de la ANAF a venit cu un plan foarte bine documentat și foarte aplicat. În ceea ce privește pilonul 2 de pensii, nu Guvernul României a pornit această discuție și nu dintr-un interes că nu avem suficienți bani. Deja colectarea preconizată și cum vedem trendul, nu sunt probleme de bani și noi mai mult ca sigur vom veni cu o rectificare pozitivă. Pilonul 2 de pensie a plecat de la ASF, de la domnul președinte Badea și de la domnul vicepreședinte Giurescu. Dânsii, fiindcă asta este meseria dânșilor, de asta sunt plătiți, urmăresc cifrele
atât de la pilonul 1, cât și de la pilonul 2 de pensii. Din cifre le-au ieșit anumite concluzii. Au avut o întâlnire cu administratorii de la pilonul 2 de pensii. Mai mult decât atât, împreună cu administratorii de la pilonul 2 de pensii și conducerea ASF-ului, au avut întâlnire cu Ministerul de Finanțe. Nu este luată o decizie în ceea ce privește pilonul 2 de pensii. Sub nicio formă nu există desființarea pilonului 2 de pensii sau marginalizare. Decizia politică și decizia Guvernului României va fi o decizie în ceea ce privește cum este mai bine pentru cetățenii României. Dacă vor avea de câștigat cei înscriși la pilonul 2 de pensie, decizia va fi luată. Nu vreau să intru în detalii în ceea ce privește cifrele, fiindcă nu sunt eu cel mandatat, cel mai bine ar trebui cei de la ASF și de la Ministerul de Finanțe. Nu cred că nici Ministerul de Finanțe în acest moment sau în această... Nu este o decizie luată, ne uităm în continuare pe cifre, există anumite cifre care ne îngrijorează în ceea ce privește pe viitorii pensionari care au accesat la pilonul 2 de pensie. În momentul în care vom lua o decizie, vom veni cu toate. Este normal că este ceva îngrijorător în ceea ce privește pilonul 2 de pensii, nu ca în alte state. Adică, totuși avem și o parte bună în România, că în alte state, mi se pare și în Polonia, și cam fugit cu banii de la pilonul 2 de pensii. Nu. La noi sunt banii, dar cred că se pot gestiona mai bine ca oamenii să aibă o pensie mai mare. Nu este o intrare brutală a statului, pur și simplu este vorba de eficiență și o decizie, pentru că Guvernul României poate lua această decizie, o decizie în favoarea cetățenilor care au accesat. O să fie conferința de presă la final. Gata. Deci o să fie conferința de presă. Cum poate fi pilonul 1 mai performant, având în vedere că banii pilonul 2 așa uitați așa reiese din cifre în acest moment. Cei de la ASF vă pot răspunde mult mai exact la aceste întrebări. Și ar putea și alte variante în care pilonul 2 să fie redistribuit sau parțial? Nu, nu, nu. Cam cât la sută s-ar putea duce din pilonul 2? Nu se duce niciun la sută. Nu se iau bani din pilonul 2 să mută în pilonul 1. Este exclus așa ceva. Deci când vom avea întreaga analiză, vom veni transparent. De asta e, adică, ce nu mă deranjează. Ce nu înțeleg este că este normal să se întâmple lucrurile astea. Cei de la ASF sunt plătiți să urmărească aceste cifre. Guvernul României, un guvern responsabil, este normal să se implice și să cheme Ministerul de Finanțe, să aibă discuțiile cu administratorii de la ambele pilonare de pensii și să luăm o decizie, guvernul să ia o decizie